la Comunal? Mergi la gara? La Comunal. La Comunal merge? Da. Ia, hai, ne duce la județean. Ne duce la județean, eu iau mașină de acolo, mă duc la Boldești. Și tu poți să cobori acolo să-l iei pe 35. De la nord, iei tramvaiul și duci acasă și stai până acolo. Și eu cobor la județean și restul unde vrea. Da. Gata, la județean, că dacă duce pe aia la Podunar, da, mașină la eu atrag. Păi și nu lasă unde ajută pe Podunar? Nu, pătru, păi eu tot acolo stau, dar n-am nimic, mai stau o jumătate de oră, așa cât trebuie să mă ducă pe mine. Cât trebuie să mă ducă pe mine până acolo, dacă s-au sucit altele. Mai este și de altele. Păi nu, să mă lase în Ploiești, că oricum mă duc la până oriunde m-ar lăsa. Mai Lucian, cum crezi să faci? Nu mă ocolești pe la cina? Păi da, numai e că e de la gara. Păi stai, dar acum care e traseul tău, ca să știm unde cobor eu. Trebuie să o duc pe Lili. O duci pe Lili unde? În barieră. Și pornul pe cine mai? A, pe Lili, nu. Voi? Tu la cât ai mașină? Tu la cât ai mașină? Eu n-am mașină, mă. Mie da, trebuie să ajung la Podunar până la 6. Ok. Te întorci așa pe Bucuva, înseamnă și formă te duce pe tine la Podunar. Și pe tine la...
iau doi, da. Din centru nu mai există. Exact, asta e. Deci asta e ideea. Că n-ai de unde să iei. Și nu știi cu ce pleci. Da. Măi, Lucian, întoarce-te pe Bucă ca să mergem ușor, nu mai o lua pe aici pe la gară, pe Brejov. Te rog eu frumos, nu mai fi încăpățânat, întoarce-te, că nu e aglomerat, întoarce-te pe Bucă. Nu e aglomerat. Măi, nu e! M-ați uitat pe Bucă, da, mergând pe contrasens, ce mama dracu, vă uitați așa? Ia, lăsați-l pe șofer, lăsați-l să-și facă singur. Foarte aglomerat, foarte. Nu e, mai de. Nu este. Tu de ce dai cu gura menica era? Dacă nu ai văzut că de aici după de la baza podului până dincolo, până în partea cealaltă. Dacă ne-am uitat. Nu era, dacă e pe partea asta nu e, pe partea aia e. Uite-te în ce fac. Măi, nu mai da cu gura și tu că nu știi despre ce e vorba. Ia că vă las pe toți acum aici și vă las taxiuri și toate ce mai trebuie. Las și tu mașina. Nu, n-am de ce să las mașina, vă las pe dumneavoastră aici. Pe ea, știi? De ce scrie aici o persoană importantă, doamna Neguț? Da. Dar de fiecare dată faci așa? De fiecare dată așa se conduce și așa se face, că n-am ce să fac altceva. Ocolim atâți kilometri ca să nu mergem direct. Doamne, o să vă las acolo la asta, cum îi zicem.